bărbații nu sunt aici, bă! Sunt la mare, la plajă! Aici sunt numai fraierii, că le am copii! Astea sunt numai fraierii! Băi, doar în curs! Am dat din bușete, am dat din personal, am dat din tot, din morții, bății! Asta să scrieți! Băi, aveți copii, mă? Aveți copii? Dacă aveți copii, de ce nu stați pe capul lor? Ha? De ce? Lasă-mă, lasă-mă. Știți ce sunt adevărații vinovați? Mizerie. Dumneavoastră știți că ieșim din sălile de operații după 10-12 ore extenuați. Dumneavoastră știți că medicii mei sunt între puținii care acordă asistență medicală femeilor infestate cu HIV. Și acum ce? Suntem toți niște criminali? Adică cum? Erorile grave de management au dus la situația creată, iar dumneavoastră, în calitate de manager general al maternității SADU, sunteți singurul responsabil. Erorile care noi le-am făcut, câte le-am făcut, își au temei în erorile gravele sistemului. Dumneavoastră știți că ne pleacă cadrele pe capete la salarii de 10 ori mai mari? Și nu putem angaja alții pentru că se blochează posturile? Unde s-a mai pomenit să fie doctorii și asistentele jignite și înjurate și chiar bătute? Pe coridoarele spitalelor și în camerele de gardă, de către aparținători? Asta nu mă întrebați. Faptul că cineva are un interes clar să falimenteze spitalele de stat ca să le transforme în clinici private. Mizeria, jaful și genocidul din sistemul sanitar românesc nu constituie obiectul unei anchete. E ușor să strici criminali. Domnul Cristescu, omenește, eu vă înțeleg că dumneavoastră vă confruntați cu niște lipsuri mari. Dar să mai faceți niște cartele magnetice și să puneți niște detectoare de fum, puteați. Orice mi-a spune dumneavoastră mie, lucrurile astea puteați și trebuia să le faceți, domnul Cristescu. Aveți dreptate. Aici e și tragedia. Pentru că toți avem dreptate. Dumneata ai dreptate să mă întrebi. Eu am dreptate să nu pot să-ți răspund. Și părinții aceia care și-au pierdut copiii au dreptate să fie distruși.